Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Altfel, nu știu dacă e o veste bună sau proastă, dar după ce Tesla, compania de mașini, da? Electrice, da, a anunțat reduceri și de câte 6.000 de euro pentru modelele sale, acum și Volkswagen taie prețurile modelelor electrice ID, au ID 3, ID 4, ID 5, ID 5, cu câte 4.500 de euro pe model. Băi, am fost la un pas, uite, acum voiam să-mi iau o mașină electrică, dar nu mai e serios, adică cu ieftinirile astea... Nu mai, da, e de, e de sărmani. E de sărmani? Da. Cum să fie mașină electrică? A tăiat și anterior Ford, prețurile modelelor electrice Mustang. Au niște mașini electrice care arată foarte bine, Mustang cu aproape 5.900 de euro. Îmi iau ceva cu consum mixt, motorină cu benzină. Băi, da. Bun, asta veste bună pentru cei care vor să cumpere, că sunt reduceri, sunt reduceri semnificative, 1.000 de euro. Nu știu, am un semn de întrebare asupra viabilității economice pe termen lung a proiectului cu mașini electrice în condițiile astea, dacă au început să le taie prețurile, sau poate, cine știe, a crescut concurența atât de mult încât e momentul să înceapă și scăderi de prețuri reale pentru niște mașini, altfel foarte scumpe, adică serios, sunt foarte scumpe, așa arată viitorul. V-ați fi imaginat acum, să zicem, nu știu, 10 ani, 5 ani, cu o mașinuță ca Dacia Spring ar putea costa 20.000 de euro? Eu nici acum nu mi-o imaginez. Băi, 20.000 de euro Dacia Spring, serios, adică serios, da, e ca o mașină bună. E un Tico mai mare, e un Matiz. Mai mare numai că electric. Cum să dai 20.000 de euro pe o Dacia Spring? 20.000 de euro își lua BMW-ul ca lume. Exact. Ca lume, da. BMW-ul, pf, adevărat, ținut în garaj de mămăică. Da. Da, altfel... Mă rog, e bine, scad prețurile, ok, să vedem, să fie cât mai multe stații de încărcare, asta îmi doresc, să fie fericire. Să nu rămânem cu ele dacă nu mai cumpără nimeni. Da. Toyota a anunțat visul proprietarilor de mașini electrice, că în câțiva ani, în 2028-2030, înțeleg, vor trece la o nouă tehnologie pentru baterii, baterii care vor asigura autonomii și de 1500 de kilometri și care vor putea fi încărcate în 10 minute și care ar urma să coste și la jumătate față de prețurile de acum. Deci nu mai e nicio fiță. 2028? Da, 2028. În ritmul ăsta nu mai e o mașină, că tot aștept ceva. Da, 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 da. Mereu un orizont de așteptare. Da, stai puțin că fița era să te sprijini așa, știi, de o stație de aia de încărcare, să arăți că ai electrică și că ești barosan. Da. Și să stai acolo, dacă o faci în 10 minute, care mai e... Da. Șmecheria. Acum la stațiile de încărcare te împrietenești cu foarte mulți necunoscuți, da. Stai acolo, aștept, stai de vorbă cu ei. Noile sifoane, practic, da. Sunt mașinile electrice. Am prieteni, au mașini electrice, îi întreb, și cum faci? Toți sunt super încântați. Mă bucur, bravo, adevărul că dinamica șofatului pentru mașini electrice este spectaculoasă. Foarte mișto sunt la condus. Și gadgeturile dinăuntru, mișto experiența. Da. Dar când îi întreb, și cum faci când te duci? Păi zicem, programez, mă duc și mă opresc și l-am încărcat, trebuie să mă o să mănânc undeva. Deci sau, la dentist. Da, sau îmi pun un film și stau în mașină și mă uit la un film. Asta îmi doresc, să mă duc până la Brașov și să fac și un film pe drum, stând într-o parcare. Viața mea, nene. Da. E clar că industria dacă mașinilor... Dacă vine și bate ursul în geam, nici nu poți să pleci. Trebuie să-ți iei acolo un baton. Cine e? Da. Ursul? O ciocolățică, ceva să-i dai și lui ursulică. Industria e clar în proces de maturizare. Adică mai e mult până departe. Apar tot soiul de idei zbanghii pentru promovarea unor modele. Cum ar fi, de pildă, un fals schimbător manual de viteze care ar urma să fie montat pe unele modele electrice Toyota. Au înregistrat un brevet în sensul ăsta ca să atragă șoferii cărora le place totuși să schimbe vitezele mașini cu motoare termice. Hai, mă, nu și să audă. Știți că au discuții cum să facem să fie o experiență de conducere care totuși să amintească și un pic de experiența veche. Sunet, ceva, nu știu, să fie ceva. Te duci în târg la Vitan, da? Și ți-ai una de aia veche, experimentezi ce vrei tu. Dar fiți atenți. Deci, motoarele electrice, evident că n-au cutie de viteze. Asta este un avantaj. Mai puține piese de întreținut, nu mai schimbi uleiul la cutia de viteze și așa mai departe. Dar se lucrează la Toyota să imite o cutie de viteze. Deci, mașina respectivă, scrie economedia.ro, deci mașina respectivă nu o să aibă o cutie de viteze, o transmisie cu mai multe viteze, că nu, motorul de electric nu are așa ceva, ci un schimbător de viteze, care evident e conectat cu senzor, cu nu știu ce, și la se computer. Așa din când în când. Și programul, computerul o să fie programat să imite senzația unei mașini cu transmisie manuală. Deci vor putea fi simulate inclusiv mașini diferite. Cum faci pe PlayStation când joci Need for Speed sau ceva.
Adică mașini diferite, motoare diferite, cutii de viteze diferite, că na, la motoarele termice deci sunt particularități. Cu cutia de viteză o să fie o dita mai atracția. Fii atent. Eu acum îmi dau seama, stai, scuză-mă un pic că Luca ține mașina aia. De când ai mașina Mazda? De mult timp. Din 2010, da. O ține peste 2-3 ani, se duce la mamaia, da, știi? Și închiriază mașina pentru cei care vor să trăiască senzații. În curând devine mașină de epocă. Nu fi fraier. Mai e până de bagă în vaselină și împachetează un plastic, bagă într-un garaj, mai aștepți câțiva anișori. Să știi că eu nu mai vreau să am de-a face cu lumea asta în care ne tâmpim accelerată în senzații. De ce, mă, sunt mașinile ridice, sunt foarte bune, fii atent. Sunt tot mai retarzi. De ce asta? Asta? Să plătești ca să ai un schimbător de jucărie. Da, da, îți dă și pedală de ambreiaj. Iată, mă, dar nu, serios, deci îți dă și pedală de ambreiaj. Tu ai cutie manuală la... Normal, bun. Da. O să ai și pedală de ambreiaj, schimbător. Poți să încerci să-ți simuleze Mazda ta, nostalgic, știi? Ia, da, uite-mă, Mazda mea, ce drăguț era. Mamă, cum o călcam eu. Da, și o să poți să retrogradezi, deci să faci frână de motor. Înțelegi? Să o turez, să nu știu ce. Mama, aș face și sunet de la cu afterburn, știi, la cum sunt tobele sport, să pârție, să fac... Auzi, dar cu electricele poți să faci drifturi? Nu poți să faci. Cred că da. Nu știu dacă poți să faci. Dar stai să termin cu tine. Da, da, ia, iertă. Ca să vedeți la ce s-au gândit. Nu, mi se pare fascinant. Cel mai mișto, pentru că imită cutie manuală, calculatorul o să imite și reacțiile motorului când schimbi greșit viteza. Deci o să dai în nas cu ea. Adică dacă bagi prea devreme a patra, să zicem, și tu ești de fapt a doua, mașina o să dea în nas. Și s-ar putea chiar să o și neci. Adică dacă încerci să pleci de pe loc cu a patra, o să oprească motorul electric, știi? Face hâț și se oprește. Deci, practic, cei care nu se pricep să șofeze vor fi ajutați de un computer și de o mașină pe care vor da 10.000 de euro să nu se priceapă și în continuare. Auzi, dar nu poate să vină mașinile astea și cu un tub de ăla de CPL-ul în portbagaj? Da, cred că ăsta este următorul pas. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.